Continuă să se vândă mașinile de lux. Luna trecută în București a fost vândut un Lamborghini care costă cam cât 40 de Daci Logan, adică peste un sfert de milion de euro. Iar de la începutul anului și până în prezent, cei de la Ferrari au vândut în România 14 mașini. Anul trecut, când criza nu era atât de pregnantă, s-au vândut doar 5 astfel de bolizi.